Este greu de crezut, dar este adevărat. Până în anul 1970, copiilor de orice vârstă li se permitea din punct de vedere legal să circule în mașină fără a purta centura de siguranță. Astăzi, purtarea centurilor de siguranță și a scaunelor pentru copii sunt obligatorii în toată Uniunea Europeană. Vă salut și bine v-am găsit! Iată un subiect frumos și foarte interesant pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți copii, deoarece subiectul de astăzi se referă la evitarea greșelilor, dar și a amenzilor atunci când aveți copiii cu dumneavoastră în mașină. Voi vorbi despre reglementările legale de protecție a copiilor în mașină, despre sistemele ISOFIX, despre centura de siguranță, scaunul pentru copii, despre care parte a mașinii este mai sigură să stea copilul dumneavoastră, despre setarea airbag-ului, despre care sunt sancțiunile și amenziile pentru nerespectarea normelor de siguranță în Germania și alte multe sfaturi corecte și legale, menite să vă protejeze copiii și familia atunci când călătoriți cu mașina. Accidente de mașină au loc în fiecare zi în Germania, iar copiii sunt adesea în mașină. Potrivit Oficiului Federal de Statistică, un total de 7302 de copii cu vârstă sub 15 ani au fost implicați ca pasageri într-un accident de mașină în anul 2020. Unele dintre aceste accidente s-au terminat, din păcate, într-un mod tragic. În ultimele decenii au fost create reglementări legale pentru a oferi cea mai bună protecție adulților și copiilor în cazul unui accident de mașină. Un prim pas important a fost introducerea cerinței sau obligativității de a purta centura de siguranță pentru șoferi în anul 1976 și în cele din urmă în 1979 pentru toți ceilalți pasageri aflați în mașină. Începând cu 1 aprilie 1993, scaunele pentru copii sunt obligatorii în autovehiculele din Germania, conform legii rutiere. Aceasta înseamnă că toți copiii până la vârsta de 12 ani sau cu o înălțime de până la 1,50 m pot fi luați în mașină numai în așa numitele sisteme de siguranță aprobate oficial. Copiii începând cu vârsta de 12 ani sau copiii care au o înălțime de minim 1,50 m au voie să ocupe un loc în mașină fără scaun pentru copii, dar bineînțeles cu o centură de siguranță adecvată. Când este necesar un scaun pentru copii? Dacă în vehicul circulă copiii care nu au împlinit încă vârsta de 12 ani sau care au o înălțime mai mică de 1,50 m, aceștia trebuie, pe lângă obligația de a purta centura de siguranță, să fie asigurați într-un scaun adecvat pentru copii. Un scaun pentru copii mărește enorm siguranța tinerilor pasageri, deoarece centura de siguranță nu ar putea fi fixată corect și, în cel mai rău caz, copilul ar putea fi chiar sugrumat, ștrangulat, în cazul producerii unui accident. Prin urmare, mulți dintre cei care au copii se întreabă care scaun pentru copii este potrivit pentru mașină și cum își pot transporta copiii cât mai sigur și confortabil. Găsirea celui mai bun scaun pentru copii nu este atât de ușoară, deoarece depinde întotdeauna de circumstanțele și criteriile individuale. Ca regulă generală, dacă este posibil, bebelușii ar trebui să fie transportați într-un vehicul pe călătorii scurte, cel puțin în primele 3 luni de viață. Dacă o plimbare cu mașina cu noul născut este inevitabil, se folosesc așa numitele scaune pentru bebeluși. Scaunele pentru bebeluși vor fi amplasate în mașină totdeauna în sensul opus sensului de mers al mașinii. În timpul conducerii este de asemenea important ca un copil să nu stea în poziția culcat, ci să stea în scaunul fixat prins cu centura de siguranță în 3 puncte. Carcasele scaunelor pentru copii sunt potrivite numai pentru bebeluși cu vârsta de până la 18 luni și cu o greutate maximă de 13 kg. Le puteți așeza pe scaunul pasagerului din dreapta față sau fixate pe bancheta din spate. Foarte important de reținut este faptul că dacă alegeți să așezați scaunul pentru bebeluși pe scaunul din dreapta șoferului, va trebui să dezactivați airbag-ul pentru această parte a mașinii, deoarece declanșarea acestuia într-un eventual accident ar putea provoca vătămări grave copilului. Dacă nu aveți opțiunea de dezactivare a airbag-ului pentru partea din dreapta a mașinii dumneavoastră, va trebui să transportați copilul în scaunul pentru copii fixat pe bancheta din spate. Scaunele pentru copii, care pot fi ajustate în funcție de creșterea copiilor, au intrat tot mai mult pe piața germană în ultimii ani și oferă avantajul că nu este nevoie să cheltuiți bani pentru un alt scaun nou de fiecare dată când copilul dumneavoastră crește. În esență, aceste modele constau din două părți: suportul pentru cap și spate și suportul de înălțare, pe înălțime. Acestea pot fi ajustate în funcție de mărimea copilului, potrivit producătorului, de la vârsta aproximativ 4 până la 6 ani. Spătarul poate fi îndepărtat, astfel încât să poată fi folosit doar scaunul auto cu suport pentru înălțare. Alegerea unui scaun pentru copii, pentru transportul cu mașina, ce dimensiuni este potrivită pentru copilul meu? Comisia Economică pentru Europa a definit clar 3 clase de greutate pentru scaunele pentru copii. Conform regulamentului ECE numărul 44, acestea sunt precizate după cum urmează. Clasa 0+, adică pentru copiii cu o greutate mai mică de 13 kg. Clasa 1, pentru copiii cu o greutate între 9 și 18 kg. Clasa 2, pentru copiii cu o greutate între 15 și 25 de kg. Și clasa 3, pentru copiii cu o greutate între 22 și 36 de kg. Cu toate acestea, cu această reprezentare poate fi identificată următoarea problemă, și anume, copiii depășesc adesea scaunul pentru copii chiar dacă limita de greutate nu a fost încă atinsă. Asta înseamnă că scaunul de mașină este atunci potrivit pentru greutate, dar nu mai este potrivit pentru înălțime. Această împrejurare a fost luată în considerare într-un alt regulament care la 9 iulie 2013 a intrat în vigoare prin regulamentul ECE ONU numărul 129, care se bazează pe mărimea copilului, și aici se face o împărțire în diferite clase după cum urmează. Clasa Q0, scaunul potrivit pentru copiii care au o înălțime de până la 59 de centimetri. Clasa Q1, scaunul potrivit pentru copiii care au o înălțime între 60 și 74 de centimetri. Clasa Q1,5 este scaunul potrivit pentru copiii care au o înălțime între 75 și 86 de centimetri. Clasa Q3 este scaunul potrivit pentru copiii care au o înălțime între 87 de centimetri și 1,04 m. Clasa Q6 este scaunul potrivit pentru copiii care au o înălțime între 1,05 m și 1,25 m. Și nu în ultimul rând, clasa Q10, care este un scaun potrivit pentru înălțimi ale copiilor care au un metru, peste 1,25 m. Se cunoaște acest lucru, dar vă reamintesc faptul că pe orice tip de scaun pentru fixarea copiilor dumneavoastră în mașină sunt aplicate etichete care arată standardul de testare, clasa din care face parte scaunul și până la ce greutate și înălțime poate fi folosit acesta. De aceea nu ar trebui să cumpărați orbește un scaun auto pentru copii. Acum să vedem care sunt criteriile de care trebuie să ținem cont la alegerea unui scaun pentru copii bun pentru mașina dumneavoastră. În primul rând, scaunul trebuie ales potrivit, să corespundă vârstei, greutății și înălțimii copilului dumneavoastră care este transportat în mașină. Există 3 modele diferite care pot fi luate în considerare. Scaunele pentru bebeluși, care sunt destinate nou-născuților până la vârsta de maximum 18 luni. Ele sunt întotdeauna plasate împotriva direcției de mers. Este foarte important să vă asigurați că bebelușul nu ajunge în poziția culcat. În plus, airbag-ul trebuie dezactivat dacă scaunul pentru copii este transportat pe scaunul pasagerului din dreapta față. Scaunul pentru copii. Dacă aveți un copil mic, acesta trebuie transportat într-un scaun pentru copii. Mărimea potrivită o găsiți în standardul ECE R129. Scaunul de înălțare pentru copii. Scaunul de înălțare pe înălțime pentru copii ar trebui să fie utilizat într-o mașină numai când înălțimea copilului dumneavoastră este de peste 1,25 m. Acesta servește doar pentru a compensa eventualele diferențe de înălțime, astfel încât centura de siguranță să poată fi purtată corect și să garanteze astfel o călătorie sigură pentru copilul dumneavoastră. Foarte important de precizat, de știut, este faptul că un scaun pentru copii poate fi amplasat pe scaunul pasagerului din față numai dacă nu există un airbag sau dacă acesta există, acesta poate fi dezactivat. Pentru a putea asigura un scaun pentru copii în mod optim și în siguranță în mașină, există așa numita metodă ISOFIX, care este un sistem simplu de prindere pentru scaunul pentru copii. Acesta este atașat de corpul mașinii printr-o conexiune rigidă, utilizând două console de prindere, care sunt situate în spațiul dintre spătar și scaun. Acest lucru asigură că scaunul pentru copii nu poate aluneca în timpul conducerii, frânării bruște sau în cazul unui impact. Cel mai bine este să instalați scaune pentru copii pe partea dreaptă a mașinii, pe bancheta din spate, deoarece pot ieși pe marginea trotuarului în siguranță. Dacă în mașină sunt mai mulți copii, ar trebui să alegeți întotdeauna partea cu trotuarul pentru intrarea și ieșirea copiilor în și din mașină, pentru siguranța acestora. Iar acum am pentru dumneavoastră câteva reguli în momentul în care transportați copiii în mașină. Geamurile electrice trebuie să aibă o protecție anticiupire. Este vorba despre acel senzor care oprește mecanismul de ridicare atunci când detectează rezistență. Iar degetele, mâinile și capul copilului dumneavoastră nu vor fi rănite. Activați blocarea ușilor pentru siguranța copiilor dumneavoastră, astfel încât micuțul dumneavoastră să nu vă surprindă că va deschide ușa în timp ce conduceți. Evitați să transportați lucruri multe, pachete grele, în timp ce copiii dumneavoastră se află în interiorul mașinii, deoarece în timpul frânării bruște sau în cazul unui accident, acestea vor fi aruncate prin toată mașina și vă pot răni copilul. Dezactivați airbag-ul când instalați un scaun pentru bebeluși pe scaunul pasagerului din dreapta față. În cazul unei coliziuni, airbag-ul se deschide cu o forță încât poate răni mortal copilul dumneavoastră. Nu trebuie să utilizați scaune pentru copii uzate la mâna a doua, numai dacă vă puteți baza pe acestea că sunt în stare perfectă, deoarece un scaun pentru copii a fost implicat într-un accident, sunt inutilizabile, chiar dacă arată grozav la exterior. Acum iată care sunt amenziile și sancțiunile conform tabelului de amenzi din Germania dacă aceste regulamente sunt încălcate. Un copil care nu este asigurat conform reglementărilor, de exemplu nefolosind un scaun pentru copii, amenda este de 30 de euro. De asemenea, există o amendă de 25 de euro dacă copilul dumneavoastră este într-un scaun care nu este instalat corect. Dacă în mașină sunt transportați copii, fără nicio siguranță, amenda este de 60 de euro și un punct în Flensburg. Dacă călătoriți împreună cu copiii dumneavoastră în mașină fără un scaun adecvat pentru copii, vă puneți în pericol copiii, mai ales în cazul unui accident. Consecințele pot fi fatale și în cel mai rău caz pot duce chiar la moartea urmașilor dumneavoastră. Prin urmare, este mai bine să fiți cu toții în siguranță decât să vă pară rău după aceea. Eu cam atât am avut de spus în legătură cu acest subiect și sper ca informațiile acestea să vă fie de folos. Nu uitați de un like și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o până acum pentru a fi la curent cu toate informațiile corecte din punct de vedere legal din Germania. Cosmin de la Salut Europa TV am fost și ne reîntâlnim data viitoare în cadrul unui nou videoclip informativ. Numai bine și sănătate vă doresc!